Pacea Domnului. Un om, trecând prin fața unei biserici, a văzut un om bătrân, sărman, un cerșetor ce trăia din mila credincioșilor. De bătrân s-a apropiat imediat o fetiță care i-a întins câțiva bănuți. Impresionat de gestul copilei, s-a apropiat de ea și a întrebat-o: "Spune-mi, te rog, de ce i-ai dat bătrânului bănuții tăi?" "Știți, domnule," zâmbind fetița, "mama mea muncește mult, însă nu avem prea mulți bani. Tatăl meu nu mai este, dar a fost un om bun și foarte darnic. Aseară mama mi-a spus că atunci când faci un bine, Dumnezeu te răsplătește negreșit. Așa că eu i-am dăruit bănuții mei acestui om, cu siguranță că el are mai mare nevoie de ei decât mine, iar Dumnezeu cu siguranță va avea milă și de mine." Cucerit de bunătatea copilei, omul o întrebă ce își dorește cel mai mult. "Un cojocel," a spus fetița. "Vine iarna și va fi foarte frig. Mama a vrut să-mi cumpere unul, dar a fost foarte scump." Omul, fără să stea pe gânduri, o luă pe fetiță, o duse într-un magazin și îi cumpără cel mai frumos și mai călduros cojocel. Fetița a fost foarte bucuroasă, însă foarte uluită de gestul acestui om. "Dumnezeu întotdeauna răsplătește binele făcut," îi spuse omul, cu mulțumire în suflet pentru că a putut fi de folos. Așadar, să cerem de la Domnul multă înțelepciune pentru a cultiva în noi bunătate. Amin.